Eveniment susținut de LasVegas.ro, casino, pariuri online. Eveniment susținut de LasVegas.ro, casino, pariuri online. Eveniment susținut de LasVegas.ro, casino, pariuri online. Ești gata? Și Denisa Despa. Ești gata? Renata apropiat. Din Pitești, verde și negru, îmbrăcată. Lupta! Pentru această luptă adversara sa, în roșu și negru, Denisa Despa. 1-4! 1-4! Vedem câteva lovituri trimise de Denisa Despa. A început mai activ această luptă. Este mai hotărâtă față de adversara sa și vedem să duce înainte. De partea cealaltă, Renata o așteaptă, dar Denisa Despa a învățat, cred că încă din școală, câteva lovituri interesante. Renata cam întoarce spatele atunci când încasează și a fost o stângă bună din partea lucrătoarei cu roșu și negru. Este vorba despre Denisa Despa. Foarte bine punctează pe brațe Denisa Despa. De partea cealaltă, Renata cu o tehnică nouă a dus în cușcă această mișcare stânga-dreapta pentru a-și încurca adversara și a o lăsa un pic cu loviturile în aer. Să vedem cum stau cu pregătirea fizică cele două sportive. Renata, haideți acțiune, fete. Este venită cumva din o ramură diferită față de sportul de contact. Este vorba despre dans. De partea cealaltă, Denisa Despa se ocupă cu fitness-ul în ziua de zi de zi și am văzut atacul cu care Denisa Despa era să o ducă la podea din lovitură pe adversara sa. Acum Denisa Despa a pus-o jos, mai mult s-a dezechilibrat Renata și Denisa este peste ea într-un control lateral. Renata de pe spate a dat câteva lovituri. S-a ridicat tricoul și un moment amuzant acum cu cele două sportive. Cred că arbitrul a trebuit cumva să, da, o lasă să-și așeze acea protecție pe care o are pe sub tricou pe Renata. Și continuă lupta între cele două. Hai Renata, ea nu mai poate, tu mai poți un pic. Asta îi se strigă de la margine. Face pasul înainte de Denisa Despa, se duce către adversara sa, încasează lovitură joasă de picior, trimite un croșet de dreapta. Cred că după aceea serie, Renata s-a cam speriat cu timp de adversara ei. Oh, ce dreaptă reușise Denisa Despa, acum din nou ea la punct de adversara sa, cade peste Renata și este într-un control lateral acum Denisa Despa. Să vedem, Renata încearcă să îi prindă acolo piciorul într-o demigardă, dar Denisa Despa reușește pentru moment să nu lase pe adversar să se prindă piciorul de gardă, să închidă garda. Sunt ultimele secunde în această primă repriză, o primă repriză dominată de Denisa Despa. Lupta! Second round. Începe a doua repriză. O ține la distanță Renata acum, face multă mișcare în ciuda adversarei sale și încearcă să o ține la distanță cu brațul din față. Se duce Denisa Despa cu două lovituri la capul adversarei sale. Se vede că au progresat cele două în antrenament și au muncit în perioada premergătoare acestei zale. Am văzut câteva procedee atât la lupta în picioare cât și la sol pentru ambele sportive. Atât Renata Gheorghe cât și Denisa Despa, chiar dacă sunt la debutul lor în cușcă. Directă și low kick se cere de la margine Renate, care a trimis câteva lovituri în aer. Acum Despa se apropie, este mai hotărâtă față de adversara sa și am văzut câteva lovituri la cap trimise din nou de Denisa Despa. A încasat-o dreaptă de la Renata, care încearcă încă o lovitură cu brațul drept. Încă o dreaptă pentru Renata.
A început să fugă, nu mai poate, dar iată răspunsul pe care îl are Denisa la capul adversarii. Păstrează distanță cele două sportive. Acțiune, cel puțin asta le spune Sebi Hălmogean, arbitrul din Cușcă pentru acest meci. S-a dus jumătatea din a doua repriză și se pare că acțiunea lipsește, poate că au și obosit în acest ritm. Renata face pasul în lateral, un pas înapoi, un lateral, o așteaptă pe adversara sa. Are o gardă puțin cam înaltă Renata. Oh, o dreaptă bună pe Ferdinand Despa, încă una. Ai pus-o pe fugă, dar sunt cam statice amândouă. Directă croșeu, să vedem dacă știe Renata ce înseamnă acest lucru, directă croșeu. Sunt foarte activ omul pe care îl are la margine Renata Gheorghe. S-a antrenată de Albu Marius la Fight Academy Pitești. Da, câteva lovituri trimise de Renata, dar când se declanșează. Lupta! Round 3, final round. Stau la distanță cele două. S-au scurs 15 secunde, nicio tentativă de atac în această ultimă repriză. O stângă pentru Denisa. Adversara s-a lovit și ea, dar n-a ieșit. Încearcă să se apropie Denisa de Renata. Am văzut pe Renata făcând iar o mișcare foarte bună în Cușcă, simte foarte bine suprafața de luptă. Acum se duce spre adversara sa. Știe foarte bine Renata să pășească în lateral, dar nu reușește să declanșeze un atac. Face ceea ce face cu brațul din față și reușește să o țină la distanță pe Denisa Despa. Du-te și lovește, frică că dai, tocmai de aia te așteaptă, dar uite acum s-a dus Denisa Despa, overturn cu brațul drept, lovitură puternică în capul adversarei. Foarte multă ambiție, atât pe margine, cât și în cușcă în această luptă. Oamenii din staful celor două foarte activ și acum Despa se aruncă în atac peste Renata. A fost o lovitură cu brațul drept în overhand. Da, se apropie ușor Renata, a dominat cel puțin teritorial de Denisa Despa acest meci. A fost cea care a ținut centrul ringului și a reușit să o pună de câteva ori în dificultate pe adversara sa. A văzut și acum o serie pentru Denisa Despa prelungită la capul adversarei, care a blocat-o în cele din urmă. Ne apropiem de finalul meciului, ultimele secunde. Încearcă acum să se apropie Renata de adversara sa și se termină această luptă dintre Denisa Despa! Da, victorie pentru Denisa Despa! Eveniment susținut de LasVegas.ro. Casino, pariuri online.